Se pare că lucrurile merg din ce în ce mai bine în relația dintre cei doi tineri. Denisa pare să aibă o relație foarte bună și cu mama Geta. Aceasta își dorește tot ce e mai bun pentru copiii ei și speră ca toți să fie fericiți și să-și întemeieze o familie. Femeia speră ca Iancu Sterp să se însoare cu Denisa, dar nu vrea să intervină în viața lui sau a fraților lui. În schimb, poate doar să spere că cei doi vor face acest pas în viitorul apropiat. Dacă în toamna asta Getuța devine și ea mamă, poate în toamna următoare se va însura și Iancu. Dar asta o spun de la mine. Nu știu dacă asta se va și întâmpla. Pot doar să sper că lucrurile se vor aranja în acest mod. Nu mă bag în viața copiilor mei. La vârsta mea de 54 de ani, am învățat că cel mai bine e ca fiecare să aleagă singur. Tot ce-mi doresc e ca Dumnezeu să le unească sufletele cu persoane pe voia sa, să se iubiască sincer, asta e tot ce-mi doresc pentru fiecare dintre copiii mei. A declarat mama fraților Sterp.